în această manipulare directă și... Președintele PLDM crede că implicarea lui Renato Usată în viața politică a Republicii Moldova are drept scop de stabilizarea situației din țară, iar faptul că Partidul Patrie, al cărui cap de listă la alegerile parlamentare este Usatăi, ar putea fi exclus din cursa electorală, este o consecință activităților pe care le promovează. Viața până la urmă bate filmul. Dincolo de vorbe, de isterii, evident că scopurile de bază în activitatea unora, inclusiv și acestui individ, dar și acestor grupări care fac parte din acest proiect, până la urmă un proiect cu denumirea Moldova, despre care și singur vorbește, obiectivul este de a destabiliza situația din Republica Moldova. Totodată, Vlad Filat este convins că Usatăi lucrează pentru Serviciul Federal de Securitate al Rusiei. Înțeleg că în postura în care vă aflați nu e foarte bine să spuneți că este sau nu este Renato Usatăi omul FSB-ului și prizonierul Moscovei. Cum... Dar de ce nu sunt... Da? Eu nu vreau să vorbesc despre filmuleț. Eu pot să vă spun foarte clar că el este omul acestui serviciu secret. Sau special, sau cum vreți. Și am spus-o și data trecută. Partidul Patrie a fost înregistrat în cursă în 13 octombrie. Ultimul raport financiar arată cheltuieli de peste 6 milioane de lei pentru campanie electorală, bani donați de 15 persoane.